Varianta indiană a virusului SARS-CoV-2 depistată în România pare să fie mai periculoasă decât s-a crezut inițial. Cel puțin asta este concluzia la care au ajuns experții britanici în sănătate publică. Conform BBC News, această nouă variantă de virus indian pare să se transmită mai rapid decât celelalte tulpini depistate în India. Serviciul de sănătate publică din Anglia monitorizează în prezent subtulpina indiană. Aceasta pare să se transmită mai repede decât celelalte variante din India, anunță postul BBC News. Experții cred că această variantă este cel puțin la fel de contagioasă precum varianta britanică depistată în Kent anul trecut și care, ulterior, s-a și răspândit în mai multe țări europene. Subtulpina indiană este acum considerată de experți varianta care suscită îngrijorare, la fel cum au fost considerate și varianta din Kent, dar și din Brazilia și Africa de Sud. Se pare că aceste trei variante au suferit modificări și astfel au ajuns să fie mai contagioase. Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat la sfârșitul lunii aprilie că subtulpina B16172 a fost identificată și de un laborator din Brașov, la un muncitor indian sosit pe 13 aprilie în țară. India are totuși 1 miliard 400 de milioane de oameni, cu 22 de milioane de oameni vaccinați. India a vaccinat 8% din populație. Asta ca să vedeți de ce nu putem să comparăm. Mai departe, nu putem să comparăm nici pentru motivul, nici pentru faptul că totuși în India nivelul de cunoaștere, să spunem, și nivelul sau posibilitatea de a face prevenție este mult limitată, tocmai datorită numărului mare de persoane și a greutăților financiare pe care le are India, cred că, în mod constant. Varianta indiană originală a fost depistată pentru prima dată în India în octombrie 2020, însă de atunci s-a extins la nivel internațional. În jur de 20 de țări au raportat cazuri, multe dintre ele în legătură cu persoane care au călătorit în India. Tulpina a fost depistată, printre altele, în Marea Britanie, Germania, Belgia, Elveția, SUA, Australia și Singapore. Oamenii de știință au depistat între timp deja trei variante descendente cu mutații ușor diferite ale tulpinii indiene. Experții susțin o creștere abruptă a cazurilor de infectare cu noua tulpină indiană. Cel puțin 500 de cazuri au fost depistate, în special în Londra, dar și în alte părți ale Angliei sau Irlanda de Nord. Experții spun că nu există vreo dovadă că această variantă este rezistentă la vaccinuri, așa că imunizarea cu serurile existente deja pe piață e varianta cea mai bună pentru a opri un val nou de îmbolnăviri, mai spun aceștia.